Greva foamei începută ieri în fața Ministerului Muncii de doi sindicaliști din Gorj s-a încheiat după prima zi. Nicu Bunoica spune că vice-liderul care l-a însoțit a acuzat probleme de sănătate și au decis să întrerupă protestul. Înainte de a pleca din capitală, au reușit să stea de vorbă cu Ministrul Muncii. Raluca Turcan le-a spus însă că problema pensionării nu se poate rezolva atât timp cât este un guvern provizoriu. Am stat de vorbă cu Ministrul Muncii, a spus că nu poate să emită documente, a chemat pe Virgil Popescu referitor la includerea noastră în grupă specială, nu poate emite documente, este interimar, nu poate emite documente. Trebuie ordonanță de guvern, am spus, numai la implementarea guvernului. A spus că Ministerul Muncii s-a implicat, a făcut două adrese către Ministerul Energiei, ca să trimită documentele necesare pentru entitățile care beneficiază de această lege. Iarăși, Complexul Energetic Oltenia trebuia să trimită documente. A spus că, nu știu, undeva s-a oprit. Nu, ei sunt vinovați. Nicu Bunoica se arată dezamăgit că alți mineri și energeticienii nu au mers la București să îl urmeze în demersul anunțat. Protestatarul îi acuză pe liderii sindicali că profită de legea pensionării. Uitați și dumneavoastră, noi am luptat pentru această lege și liderii de sindicat beneficiază. Li s-au făcut departamente la sucursale ca să fie în producție. Adică, vezi, doamne, ei sunt în producție, 60%, strigător la cer. Îmi pare rău că oamenii n-au înțeles. Poate că mă face să mă răzgândesc să mai mă lupt pentru ei, pentru că nu merită niciunul. Trebuia să fie alături de mine. Acolo trebuia să vină sindicate de la Petroșani, de la Iași, au trădat pe rând că este pandemie, că nu este guvern, că ne-am răzgândit să vedem după aia ce se întâmplă, adică fiecare să stea la casa lui, să uite la televizor sau pe Facebook și să lupte de acolo și să vadă ce se întâmplă. Nu așa se face treaba, pentru că dacă nu te duci peste ei, lucrurile nu niciodată nu vor veni de la sine. Protestele minerilor și energeticienilor continuă însă la Târgu Jiu și Craiova în fața prefecturilor.